gât golaș un cuvânt compus din substantivul un gât și adjectivul golaș substantivul un gât este parte din corpul uman sau corpul animalelor de exemplu care susține capul de exemplu oamenii au diferite Hărți în corpul lor și gâtul este partea care susține capul. Între umeri și cap avem gâtul. Golaș este un adjectiv care înseamnă gol. Lipsit de. De exemplu, un pui gât golaș. Înseamnă un pui care are gâtul gol, lipsit de pene. Pene, o pană, două pene, um, sunt un fel de păr pentru păsări. Păsările, găinile, cocoșul, de exemplu, au pene pe corp. Ok? Să vă dau și un exemplu. Bunica are 20 de păsări în curte, din care 3 sunt gât golaș. Gât golaș se scrie cu liniuță la mijloc și înseamnă care au gâtul gol: că este o rasă de păsări și gâtul este gol dar poți să spui de exemplu și um, să zicem um, vecina are niște păsări speciale. <laughs> Multe dintre ele au gâtul lung și golaș. Adică gât, adică gât, gâtul este lung și golaș. Gât da? Deci se poate folosi și separat. Da? Poți să spui că am fost în Africa și am văzut, îmi cer scuze, am fost în Australia și am văzut trei struți cu gâtul lung și golaș. Un struț? Cred că înțelegeți. Da? Are gâtul lung și golaș, adică gol. Ca să faci descrierea corectă în limba română, o să spui gâtul golaș, nu neapărat gâtul gol. Acum, a, când vorbești despre a, păsări, poți să spui că sunt păsări cu gât golaș. Ok? Dar cuvântul golaș mai exact acest adjectiv, golaș, golașă, pentru feminin și golaș, golașe, la plural, se poate vorbi și despre copaci. De exemplu, spre sfârșitul toamnei, adeseori, se observă copacii golași din Curtea vecinului. Copaci golași, adică copaci fără frunze. Sunt goi. Golaș se mai poate folosi și despre um, o zonă, un teren, de exemplu, un, um, o suprafață golașă. De exemplu, poți să spui că Mihai și Codrin au mers în pădure și au dat de o zonă golașă. Adică au descoperit o zonă lipsită de vegetație, unde nu era verde, era gol. Ok? Dar gât golaș este o rasă de animale pentru păsări. Ok? <laughs> Numai bine, ne auzim pe mâine!